Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De ce pe cale să fie rezolvat un mare mister, adică de ce unii, nu spui cine, se îngrașă mai ușor decât alții care nu se îngrașă aparent orice ar mânca? Ia. Că dacă se rezolvă misterul, înseamnă că slăbesc. Mihaela Bilic, prietena și colega noastră de emisiune. Bună. A zis că e vorba de microbiom. Avem microbiom? Microbiom. Microbiomul înseamnă amprenta genetică. E vorba de bacteriile din burtică. Din intestine, cum ar veni. Da. Bacteriile care trăiesc cu noi. Bacteriile untrice. Mihaela Bilic a explicat și care este legătura dintre aceste bacterii și tendința unora, nu dăm nume, de a se îngrășa mai ușor. Okay. Luca. Microbiomul, atenție aici, influențează și dispoziția. Aha. Înțelegi? Deci când microbiomul suferă din cauza curii de slăbire, tu comiți, practic, xenocid, adică omori bacteriile alea bune, microbiom din burtică. Ce poți să ciști. Exact. Ai înțeles? Da. Bun. Ce? De anii nu mai țin regim. Băi, asta am remarcat. Am remarcat, într-o dimineață ți-am zis, ai mâncat ceva. Ai recunoscut. Un pic și gata. Ai scăpat la macaron. Da. Imediat s-a simțit. Acum ți-ai pus și ochelari, ești neatitic. Mai zice ce mai zice, că eu sunt fier. Mai zice așa, fiți atenți. Bacteriile ne influențează silueta și sănătatea. Ele au de 150 de ori mai multe gene decât ființa umană. Poate ele toate împreună, câte da, sunt ele. Da, fiecare are genele ei. Exact. Iar această amprentă genetică enormă se numește microbiom. S-a demonstrat deja că intestinul persoanelor supraponderale găzduiește mai multe bacterii specializate. E nevoie de mai mult loc pentru ele, practic, așa te gândești? Specializate în metabolizarea glucozei. Deci ele se îngrașă mai ușor. Buna dispoziție este și ea influențată de microbiom. Păi nu știm noi că grăsuții sunt întotdeauna mai veseli, mai fioi? Și că slăbănogii sunt triși și nu prin glumele. Cine ar fi crezut că microbiomul e toată combinația? Da, exact. Le zici, păi, da, noi știam empiric. Le zici gluma la slabi și se uită la tine și fac cum adică. Și ei, după, microbiomul praf. Practic, microbiomul lor este sfrijit tot. Deci eu cum ar veni trebuie să fiu vesel ca am microbiomul ăsta și mândru. Noi suntem plătiți, de fapt. Gras, dar fericit. Ai microbiom de la bun. Da. Să avem microbiom prosper. Da. Noi cum dăm nițel cu regim la microbiom? Cum nu ne mai merităm banii? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.